Este din nou scandal în poliție după ce adjunctul Poliției Capitalei Radu Gavriș a fost surprins la masă într-un restaurant din centrul vechi la finalul săptămânii trecute, în condițiile în care aceste spații au fost deschise publicului abia de astăzi. Ofițerul este cercetat disciplinar, iar ministrul de interne a anunțat că de astăzi Gavriș nu va mai coordona acțiunile Poliției Capitalei de respectare a legislației de pandemie. De cealaltă parte, în apărarea ofițerului care era la masă printre alții cu patru procurori de la parchetul Capitalei, au sărit atât reprezentanții parchetului cât și șeful Poliției Centrului Vechi. Cel din urmă a acuzat o operațiune ilegală de filaj după ce în spațiul public au apărut imagini surprinse vineri seară. De altfel, ministrul de interne Lucian Bode a precizat că a cerut explicații în legătură cu imaginile respective. Comisarul Gavriș nu a vrut să comenteze situația și alături de noi este chiar ministrul de interne, domnul Lucian Bode. Bună ziua, domnule ministru, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor care ne urmăresc. În privința acestor explicații de care spuneam că ați cerut mai multe informații cu imaginile respective în legătură cu aceste imagini, ce ați reușit să aflați? Ce v-au spus cei care anchetează cazul? Da, aceste explicații le-am solicitat în această dimineață. Pe de o parte, este inadmisibil să vedem în spațiu public astfel de imagini și date dintr-un dosar, pentru că vorbim de un dosar penal care s-a întocmit în urma acelor verificări, așa cum bine știți, în spațiul respectiv a fost identificat o persoană care ar fi trebuit să se afle în izolare la domiciliu. Ulterior s-a constatat că de fapt sunt trei persoane care ar fi trebuit să fie în izolare, încă un cetățean român, respectiv un cetățean austriac, care ar fi trebuit să fie în izolare la un hotel în București. Deci, atât timp cât ai un dosar de urmărire penală în lucru și din respectiva locație apar imagini, din punctul meu de vedere este neregulă și aștept să primesc aceste explicații din partea celor care au fost chemați să le dea. Mai departe, ați făcut referire și dumneavoastră la afirmațiile șefului poliției din Centrul Vechi, cu care, sigur, pot fi de acord și exprimă un punct de vedere, dar în momentul în care tu ești polițist și spui, de exemplu, citez, comunicatele de presă ale poliției sunt infecte, pe mine mă deranjează foarte tare acest lucru și nu aș vrea sub nicio formă să asociem sub imaginea poliției, unei instituții fundamentale a statului român, cum este Poliția Română, cu eventualele derapaje care vor fi certificate sau nu în urma acestor anchete. Foarte corect ați precizat, s-a demarat o cercetare disciplinară în cazul ofițerului de poliție pentru a stabili dacă este sau nu vinovat. De asemenea, ancheta penală va lămuri asupra aspectelor care țin de acuzația care se aduc celor trei cetățeni de zădărnicirea combaterii bolilor. Acestea sunt în acest moment elementele despre acest subiect și mi-aș dori foarte mult să nu ducem discuția în zona instituției. Sunt oameni și pot greși pe lucruri pentru care, sigur, pot să plătească și sunt obligați să plătească contravențional, așa cum s-a întâmplat aici. Au fost sancționat atât agentul economic cât și participanții, cei 25 de participanți care au fost sancționați, dar sunt oameni și pot greși și pot contesta aceste amenzi contravenționale. Dar nu aș vrea să punem imaginea instituției, să afectăm imaginea unei instituții care de un an de zile, polițiști, jandarmi, pompieri sunt în linia întâi alături de cetățenii care respectă măsurile de protecție sanitară și reușesc împreună să limiteze efectele pandemiei în România. Despre pandemie aș vrea să vorbim acum, domnule ministru, pentru că suntem în perspectiva acestei tulpini care a apărut și în țara noastră. Se impun acum noi măsuri? Discutați despre această nouă tulpină, dacă ea devine mult mai prezentă la nivelul țării? Da, am discutat despre acest lucru și mă bucur că mi-a adresat această întrebare, revenind la situații cu adevărat și teme cu adevărat importante care preocupă, sunt convins că îi preocupă pe români. Apelul nostru pe care îl adresăm cetățenilor este de a nu lăsa garda jos, de a continua să respecte măsurile generale de protecție
în vederea menținerii sănătății proprii și a celor din jur și, de asemenea, să se informeze cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19. Și, apropo de vaccinare, sunt bucuros să vă spun că numărul total de doze administrate de vaccin împotriva COVID-19 până astăzi este de 446.285. Sigur că în contextul noilor măsuri de reluare a unor activități și a începerii școlilor, prioritatea principală, atât a noastră, ca instituție ale statului, cât și a cetățenilor, este prudența. Tocmai de aceea subliniez importanța unei monitorizări atente, analizarea diferitelor aspecte aflate în strânsă legătură cu noua tulpină, iar cu ajutorul colegilor specialiști să putem veni cu soluții de limitare a răspândirii noii tulpini. Și vă dau o informație în exclusivitate. Astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, în urmă cu câteva ore, s-a încheiat o ședință a grupului tehnico-științific cu reprezentanța Ministerului Sănătății, epidemiologi, experți în zona de sănătate publică, iar în urma discuțiilor avute, prioritatea principală a noastră este de a analiza îndeaproape posibile efecte ale noii tulpini, de adaptarea măsurilor adoptate pentru combaterea acestea și implicit de a informa celelalte organe abilitate pentru a lua măsuri la timp, pentru a nu risca răspândirea unei astfel de infectări în rândul populației. La acest moment nu sunt prefigurate noi restricții. Fac această precizare pentru că s-a vehiculat mult în spațiu public problematica impunerii unor noi restricții pe teritoriul României. Deci spuneți că există o celulă de lucru, practic, care analizează strict această tulpină. Mi-ați spus, de altfel, că ați avut o întâlnire și cu reprezentanții unor ambasade despre ce trebuie să știe românii, cu ambasada Franței mai exact. Care sunt concluziile? Da, sigur, a fost o primă întâlnire, astăzi a fost o zi plină la Ministerul Afacerilor Interne, ne-am întâlnit cu reprezentanții ambasadei Statelor Unite, cu reprezentanții ambasadei Franței, sunt parteneri strategici ai României, am discutat evident și despre colaborarea noastră și pe această componentă importantă a limitării răspândirii COVID în România, la nivel european și la nivel internațional, dar și alte aspecte care țin de problematica Ministerului Afacerilor Interne. Ce trebuie să știe românii dacă sunt interesați de călătorii, cel puțin în cele două state pe care le-ați menționat, în Statele Unite și în Franța? Sigur că preocuparea atât a Statelor Unite cât și a Franței este la fel ca și preocuparea României de a lua măsuri astfel încât să limităm răspândirea COVID-19. Și ați văzut îngrijorarea care există la nivelul anumitor state din Europa cu privire la această nouă tulpină. Ei ne-au spus foarte clar că monitorizează cu maximă atenție ce se întâmplă în statele lor, continuă la fel ca și noi, într-un ritm accelerat cu procesul de vaccinare și speră la o revenire la normalitate cât mai curând posibil. Nu există altă soluție decât știința, iar soluția vaccinului este sigură și de aceea și eu pe această cale îndemn cetățenii să se vaccineze, pentru că de numărul celor care se vor vaccina depinde foarte mult când vom reveni la normalitate. Așa în este. Curând sau mai lent. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru prezență și pentru discuția avută aici în direct. Noi...